Fii atent aici, ca să vezi mai repede. Uite. Asta e animația de ți-am arătat-o eu ție. Dar pe mine nu mă bagă ca mamă, să testez. Mamă, și de la distanța aia? Uite da. De la ce ia. Asta e mai mult pentru troll, așa băgată, vezi? Mai mult pentru troll. Și ia fii atent. Factory unghețat. Ia uite-l. Și acum poți să urci direct pe Factory, vezi? Adică nu mai trebuie să pui glue sau astea. Uite. Aici în față poți să urci pe Factory. Da. Și fii atent, de aici de pe Factory poți să te arunci fără să-ți ia viață. Bine, cred că-ți ia un pic. Uite. Stai să vezi. Asta e tot cu gheața, știi că ți-am arătat mai devreme. Da. Așa. Și fii atent de ce au făcut ghețarii ăștia, că aici poți să te urci pe Factory și poți să te arunci de aici, să nu-ți mai ia toată viața, știi? Da. Se cază acolo cum ai venit. Poți să te arunci de aici pe aici și după te arunci pe asta, da. De aici până aici, da. Și după te arunci pe asta și mai rămâi cu ăsta HP, știi? Ce am spart ca să intri? Te pup. Asta e glue-ul înghețat. Uite-l. Glue, așa o să arate dropurile. Da, dropurile acum trebuie să le spargi. Uite skin-ul Power Ion acum, au băgat ceva cu galben, dar nu-l vedem. Caracterul nu. Și dacă... Ce? Păi și dacă tu aterizezi și te duci la un drop, tu cu ce tragi în drop-ul ăla dacă n-ai bizon sau... Cu pumnul și-l spargi. A, dai cu pumnul și-l spargi? Da. Uite MVP-ul, vezi cum arată acum MVP-ul pe caracter. Da. Giroscop efect în lobby, dar asta nu știu ce e. Probabil giroscop efect în lobby, asta e pe telefon, că mici telefonul stânga-dreapta. Uite, acum o să-ți apară aici, match spectators, o să vezi pe cine a omorât meci, s-a uitat pe tine, știi? Asta e mișto, că poți să vezi și pe cine ai omorât tu. Știi? Adică, de exemplu, dacă mă omoară cineva pe mine și mă uit pe profilul lui că te bagă imediat, știi? O să apară acolo și așa e drept dovadă, bă, l-am bătut pe ăsta, s-a uitat pe mine. Uite graveyard-ul Insi, uite-te și să. Na. Uite graveyard-ul. Uite-te-o, graveyard-ul. Ce băi. Păi da, normal, auzi de ce a făcut normal graveyard-ul așa? A? Că aici e asta cu cimitirul cu alea, e un fel de... Da, e festivalul morților, frate, ca să vedeți și voi. Morților. Au făcut treaba asta din Mexic. Nu, că nu e la ei în Asia așa ceva, Doamne ferește. Să n-au de aia de așa ceva. Dar în Mexic, cum unde? Mexicul da. E foarte popular Free Fire-ul. Și e sărbătoarea aia Mexic, sărbătoarea morților. Uite, aici bagă niște gadget-uri în si. Fii atent. O să fie un fel de mini-abilități. Și uite ce face. Când îți iei în ochi și îți spargi glue-ul, îți pune automat un glue-ul în față, vezi? Ca să nu-ți mai dea repede finish, să vină cu HP-ul, să-ți mai dea o șansă, știi? Și sunt patru de astea. Aici îți arată player-ul până în 3 metri și aici dacă se sparge glue-ul, îi dă 3 damage. Da, nu e mult, dar e acolo. Da. Uite arsenalul care e înghețat, trebuie să-l spargi ca să intri în el, nu mai trebuie cheie. Dar asta e doar un event in si, nu se rămâne permanent. A, ok, doar un event. Da, ține 2 luni, cât update. Cum a fost Drake, mă, fix așa. Da, profile options. Da, profile options. A, gen asta cu gheața și cu alea o să fie da. Doar... Da, doar 2 luni. După cred că o să bagi iar zăpadă în Free Fire, cred. Ăla. Da, asta ți-am arătat-o. Și acolo poți să spui acolo cadeu și alea. Uite, harta, cum era înainte, aia veche. Da. Uite, shotgun-ul nou, asta l-ai văzut. Asta e ce o să schimbe pe arme, scade la outpicker minim damage-ul. Kelly, hello, Kelly! We are seeing the new update, Kelly. What do you think about the new update? Uite, bagă și frozen air drop in CS. Uite, vezi și la CS trebuie să spargi drop-ul. Ca să... Îl bagi. Uite, glue clash mod. Și uite și tu ce au băgat aici. La glue clash mod, fii atent, au combinat Factory cu Riverside
ca să joci 40 de runde insi. Deci stai seama, încep meciul. Da, mă, că glumeam ăsta facul, de ce ai zis? Ah. Da, și uite, vezi, asta e un fel de mod de joc pe aici cu gheață. What the fuck? Asta e un fel de... Da, e glur peste tot, uite. Da, uite, a zis și Kelly, glue everywhere. Vezi, glue everywhere. Yes. Uite. Da, și cam astea sunt. Dar e șmecher. Eu zic că o să fie interesant.